Aia, premierul României e, ce să spun eu, e neliniștit, așa merge pe drumurile patriei și este neliniștit, se oprește la cumpărături și a cumpărat pufule, să știți, în campanie electorală, iată-l pe magazinele patriei. Și zice pe Facebook, în drum spre fabrica de conserve Râurene, am oprit la un magazin local să-mi cumpăr pufuleți, să-mi iau pufuleți. Aveam poftă, zice, olă, domnul premier, aveți pofte? Dar ia, mai dă-și poza cealaltă, Cristina, cu... Uite, cu pufuleții, domnule, uite, pe domnul premier cu pufuleții, domnule. Ce cumpără românește, domnul premier? Așa e, domnul premier, că numai pufuleți mai putem să mai cumpărăm în zilele noastre, astea sunt e la preț mai mic, deci putem în bună liniște să cumpărăm pufuleți. Că altceva, nu știu ce ne mai permitem să cumpărăm, dar e într-o mare campanie electorală, domnul Ciolacu. Chiar e luat în serios pe ăștia cu prezidențialele. Dar, domnul Ciolacu, haideți că v-am dat cu pufuleții, asta e o bifă verde, e în timp real, se duce la fabrica de conserve și conserve, mai e la fabrica de pateuri, domnul Ciolacu. Că pateuri și pufuleți, altceva ce să mai mâncăm. Dar haideți să vă spun și ce ați făcut rău, că asta e ceva simpatic. Dar haideți să vă zic ceva care nu e simpatic.